Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de Witcher 1 în limba română. În episodul anterior am terminat contractul intitulat de Devourer, contract parcă așa se numea. A trebuit să omorâm 3 beasts înfricoșătoare și să luăm 10 dinți, pe care o să-i ducem acelei vrăjituri, nu mai știu cum îi zice, o băbită spurcătă. Și în acest episod, pardon, în acest episod aș vrea să ne ocupăm de misiunea Hunting the Wild Hunt. Trebuie să mergem să scăpăm de fantoma King of the Hunt. Trebuie să scăpăm de ea, iar s-a aflat lângă niște ruine în apropierea hatului druidului. Dar avem nevoie de niște rădăcini. Bine, astea nu e obligatoriu să le luați. Văd că le și aveam, adică cred că le aveam deja. Trebuia să-mi dea quest update, în fine. Rădăcinile alea puteți să mergeți să le puneți pe timp de zi ca să nu vă mai bateți cu fantomele. Dar dacă e pe timp de noapte, trebuie să mergeți să vă luptați cu 9 fantome, exact asta o să fac eu. Și o să ne întâlnim și cu The King. The King, nu știu cum. The King, și atâta. O fantomă puțin mai puternică, pe ea o să o întâlnim și în Witcher 3 Wild Hunt, atunci o să o batem, o să o omorâm. Momentan trebuie să o alungăm de aici, pentru că spierie, vânătorii, și vânătorii nu mai pot să vânezi, bă. Hai, 3 fantome, o să se respawneze câte 3, o să fie 9 de toate. Așa că hai să-i dăm, să-i dăm de furcă, hai veniți toate 3. Mare grijă cu astea că sunt destul de puternice, deci ia uite. Mamă, deja nu mai pot să mă mișc. Deja e prip. Oh my fucking god. Oh my fucking god, cât de tare. Nu mai, m-a prins la jumate. Una e moarte. Mai sunt două. Două moarte. Și a treia moarte. Super, 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 super. Hai să dăm un save rapid, pentru că cine știe ce se poate întâmpla, poate să vine, de ce sanu. Și uitați-l și pe The King, ia să cum îi zice. Nu mă pot apropia prea mult, că la mi-a dat o bucată, cam aia suntem. Help me! De ce ai venit copile cu mine? Uite ce e aici, frate. Și vine bulangiu, vine. Oh my fucking god, King of the, ia, cum îi zice? Of the Wild Hunt, oh my fucking god, hai să fugim că nu-i bine. Nu o să mai dau cu grup stag, o să dăm cu ăsta. Dar s-ar putea să mor, guys, s-ar putea să o dăm cu DC, sa nu. Copilul ăsta devine. Da, nu cred că avem vreo șansă, mamă ce mă nervează chestia asta, what the fuck. Hai să fugim puțin, că n-avem șansă, chiar n-avem șansă. Vin toate, toate 4, desigur. O să murim. M-au prins aici. Da, a murit. A murit. Știam că o să mor, știam că o să mor. Hai să dăm un fucking load și să fim mai atenți. Nu trebuie să atragem The King-ul. Pentru că nu avem nicio șansă, e foarte puternic și dacă vine el, nu mai ne lasă să dăm loviturile astea pe care să le dăm la fantomele mai mici. Sub coordonații săi. Hai să încercăm pentru a doua oară. Trebuie câte una. Așa, bam. Deci a venit una singură. Așa, bă, băiatule, câte una. Bam, bam, lejeritate. Hai, vină cu a. Cu una ne descurcăm. Așa ar trebui. Bă, nu, vine și ăla, incredibil așa ceva, vine și handicapatul ăla. Bineînțeles că vine. Și nu pot omori, îți dai seama. Uite ce bucată îmi dă, uite ce bucată îmi dă. Nu, că o să-i dau din nou load, guys, că n-ai nicio șansă. Dacă a venit aia, pur și simplu nu-ți dă șansă, trebuie să iei câte una. Că dacă vine aia, nu putem să o lovim, incredibil așa ceva. Oh, enebunation. Destul de grea misiunea asta. O să dau cu
Putea să vedem cu steel sword. S-ar putea să meargă mai bine cu steel. Deci nu prea cred. Așa, veniți doar voi trei. Veniți încoa. Hai, toate trei. Bineînțeles că se feresc, bineînțeles. Avea o bucată. O bucată Nakidao, o bucată atât vreau. Nu mai pot ieși de aici, ești nebun la cap. M-o prins efectiv. Mamă cât de tare, una a murit. Mai e una aici. Nu. Și mai una singură, amin. Hai, vin încoa. Nu, te rog, nu muri acum, la sfârșit. Uite ce-mi dă handicapatul. Am murit. Uite câte viață mai are. Amin, a murit, dar o să mai apară și altele. Dar o să-mi bag viață. Mamă cât e de grea misiunea asta. Mamă cât e de greu, frate. Hai să bem un... Ce să bem? Nu bem nimic. Mâncăm niște carne, putem? Nu putem. Da, hai să bem o poțiune de asta, ce să facem. Dacă vrea să bea mai întâi, că nu vrea asta să bea, nu știu în ce cauză. Hai bă, bea o poțiune, nu vrea să bea soalul, incredibil. De ce nu vrea să bea? Așa. Și hai să așteptăm să se regenereze viața, că nu ne băgăm așa, ați văzut și voi cât de puternice sunt și mai e un grup, ultimele două. Cred că sunt tot fantome mici și cu aia mare nouă. De toate sunt nouă, deci ăsta ar fi ultimul grup ușor, așa să zic. Mai recomandat să veniți pe timp de zi să puneți burenile alea acolo. E o statuietă unde trebuie să le pune și probabil nu o să mai vină. Cred că așa se desfășoară misiunea. Hai să așteptăm să ne regenereze viața. Viața, bă, viața, bă, că altfel n-avem ce face. Să bagă și asta așa. Mamă, ce sunet ciudat s-a auzit. Ia, hai să le luăm. Dăm un save și nu o să fie cu noi. Bineînțeles că nu vor să vină. Să spunem că nu vine și aia mare. Nu vine. Ok, hai să mergem. Scoatem sabia. Și îi dăm să zacă. Sunt 3 totuși. Sunt 3. Uite pe cât de tare, chiar e tare, adică what the fuck. Mamă ce-mi dau, what the fuck, I'm pissing shit. Da, trebuie să fugim că nu mai avem viață din nou. Uite, m-am blocat. Hai încă o leacă. Bam! Și i-am dat-o. I-am dat să zacă. Amin. Ce să aruncăm? Nu mai avem ce arunca. Da, nu știu ce să mai arunc. Dar nu mai aruncă nimic, lăsăm așa, guys. Ce să facem, mai avem o singură fantomă, mergem pe ea din prima și dăm să zacă, putem oare? Hai că a venit singurică, vine un coa fantomică, mică. A venit și ăla, desigur. Nu bă, fantoma, vreau fantoma.
Amin, gata bă, am scăpat. Hai, du-te, drecu. Pe asta nu o putem bate nici dacă vrem. Nu ne lasă, da. Și cam asta a fost, nu? Și cu fantoma asta, ia să vedem. Dacă mergem aici, prieteni, veți putea vedea. Deci aici ar trebui să puneți rădăcina, dar nu știu dacă merge pe timp de noapte, cred că pe timp de zi, habar nu am. Hai să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem înapoi la hat. Să zicem că am terminat. Cine mai vine, mamă, și tu, vidă-te în slobos. Nu mai am chef de nimic, nu mai am chef de nimic, deja, mamă, m-au zăpăcit acele fantome, chiar m-au terorizat, să zic așa. Am uitat pe ăla, se ține după mine, Burangiu. Hai să fugim repede ca să nu ne mai batem cu el. Hai să vedem. Hermit. Mamă, ceva fierbe acolo în ceaun. Ceva bun. I finished the job. The wild hunt s-a dus. I finished the job. The wild hunt is gone. Splendid. I'm grateful. Which reward do you want? Și aici vă puteți lua voi. Puteți să luați cartea asta, book. Nu știu ce să iau, să luăm cartea. Handle it carefully and use it when the moment is right. Thank you. Please also take this sack of holy salt. Carry it on you to fend off phantoms. It might prove useful. I've gotten old. Se pare că am completat și misiunea asta. Iar că vreau să văd ceva aici. Am făcut și un level, super. Da. Mișto. Aș mai fi niște informații de la asta. What is it? Oh my fucking god, câte informații. O grămadă, guys, o grămadă. Beneath the Kurgans I saw before your hermitage. Knights who died serving the lady over the ages. Gavander defended her honor against the Black Skull Knight. Elevera perished at the foot of her altar fighting a water beast. Boar's tomb is symbolic. For the knight was lost on a holy mission. The last is for Renard, an ordinary innkeeper, who stopped customers from pissing in the lake. Do you take care of the Kurgans? Indeed. That is how I serve the lady. Her power is strong near the Kurgans. At night, sometimes you can speak with the lady's champions. From them I draw wisdom and knowledge of past times. Da, niște informații destul de interesante. Knights, do you take it? I heard you are an expert in the legend of the Holy Grail. You seek the Holy Grail? I might. Let's talk first. Know that the legend of the Holy Grail has been studied for centuries. It's been interpreted in myriad ways. You must know an abridged version. Say, three theories? There are hundreds. All right, three. The classic theory, of which I myself am a proponent. The conspiracy theory. And finally, one of the most mysterious. The philosophical or mystical. Which one first? Da, hai să-l întrebă. Tell me the classic theory. Good choice. The Grail is a cup, a powerful magical object. Whose meaning cannot be fathomed by even the most powerful sorcerers. This chalice possesses the power to heal all diseases, poisonings, and wounds. And pain will turn into power. One theory also states that in the hands of a rightful ruler, it can heal entire lands and protect their inhabitants from danger, creatures of the dark, natural disasters, and so forth. Balance only without a love story. All who drink from this miraculous cup are healed, fortified, and enlightened to understand the truth. Let's move on to the conspiracy theory. That one sounds interesting. This was popularized by Bronze Dan and begins with a convoluted theory about the derivation of the word Grail. A few tortuous pages in, we learn the Holy Grail is actually Sangreal, which in the Elder tongue denotes royal hallowed blood.
Bronze Dan concludes that the Grail is actually the descendants of the prophet Lebioda. Enough of this conspiracy talk. Tell me the classic theory. Good choice. Basta mai si sodata. Go on. Night. Any spalf. Okay. The philosophical, mystical one. The most esoteric. The Grail is a concept, a general understanding of good. The search for the Grail is nothing beyond an ordinary quest for perfection. Interesting. The Grail has no specific form or shape. It differs for each individual. It can be an object, an idea, a discovery. It can also be a search for the truth about oneself. This theory claims the quest for the Grail to be the goal in itself. The result is of secondary importance. What are you suggesting? I serve the lady and am more insightful than you think. I know you return to the world of the living from death, presumably in search of something, but that is none of my concern. Just remember one thing. What? At the end of your journey, the Grail may prove to be entirely different from what you initially expected it to be. Okay. Farewell. Mamă, ce m-am speriat. What the fuck? De ce se aude sunetul ăsta? Habar nu am. Ia să vedem ce informații mai putem afla de la el. Who lies beneath the fifth mound? The last stands empty, awaiting a new champion. Ok. Ia să vedem cine este Lady of the Lake. Who is the Lady of the Lake? I know her to be a goddess. At times I see her dressed in white, traversing the fields through morning fog, her bare feet stepping lightly over the dewy grass. Do you like her? I love her. I believe the lady is not of this world. Mysteriously, she affects the entire area, safeguarding its people and granting them abundance. Yet her influence is subtle, and she never imposes her power. Intriguing. How can I help? Can I ask you something? What is... Okay, hai să vedem. Ce știi despre Wild Hunt? What do you know about the Wild Hunt? It is a group of crazed specters who traverse the heavens searching for souls like themselves. They are susceptible to magic, especially of the ritual kind. Can I ask you something? What is it? What can the Wreath of Immortelles do? You might find it useful. Okay. Can I ask you something? What is it? Why does the Lady of the Lake seem skeptical about the search? Many fine knights set out seeking the Grail, abandoning their roles as guardians of peace and justice under the guidance of the Fisher King and the Lady of the Lake. Now the Fisher King is mute and the knight's gone. I think the lady must be very lonely. But she's a goddess. You know not how lonely a goddess. Do you think goddesses cannot be lonely? The gods ultimately created us in their own image. Can I ask you something? Cred că asta a fost o, da, o grămadă de informații. De fapt mai e una. Cred că mai avem ceva de aflat. Mai era ceva pe albastru. Can I ask what? Aici. Nu aici. Can I what? Aici. No, you must. Ah, dar despre asta mai vorbit odată. De ce oare? Good this sound. Or let's this wrong. Aha, gata, asta a fost. Asta a fost tot, bă, băieți. Am aflat toate informații de la ăsta. O grămadă de informații, chiar și utile. Am aflat despre Wild Hunt. Hai să tragem un pui de somn în primul rând. Mamă, ce muzică sinistră. Oh my shit. Să ne învățăm și talentele, pentru că am mai învățat 4, chiar o grămadă, strong, ia. Mai putem învăța? Nu mai putem învăța. Una aici și cam atât. Dexterity. Stamina. No. No. Erden. Și
Și cred că atât momentan. Hai să dormim până dimineață. Și acum spre sfârșitul episodului aș vrea să completez misiunile secundare, cele două contracte de UC pe care le-am făcut în episoadele anterioare. Trebuie să mergem doar să ne luăm recompensa. Hai să-mi trec. Deci ar fi Dead of War contract. Hai să mergem. Și ce mișto vegetation, vegetation. Se aude o găină, mai multe găini. Place of power. Și da, prieteni, mai avem undeva în jur de 20 de episoade, să zic, maxim. Și terminăm jocul. Terminăm Witcher 1 și vom trece la Witcher 2. Dar prima și prima dată cred că o să fac Risen 2 și după aia Witcher 2, nici nu știu cum să fac. Și nu am luat-o deloc bine, mamă ce mă nervează chestia asta, că nu pot să merg pe unde vreau eu, trebuie să merg pe poteică, pam, stânga, dreapta. Și da, a fost un joc super până în momentul ăsta, vezi curios cum va decurge treaba de acum încolo, chiar ești curios cum o să fie sfârșitul. Ce avem aici? Ce e asta? Dragon Snap Worshipper, what the fuck? Ah, sunt mai mulți, ok. Mamă cât e de tare. Hai să vedem cu Strong, poate merge cu Strong. Da, cu Strong-ul trebuia să-l dăm de la început. Nu mai merge, nu mai vrea să meargă. Bam, și-am dat bucata finale. Ha, ha, ha. Putem să luăm ceva de pe ei? Da. Super. What the fuck? What the fuck, ce m-am căcat pe mine? De unde dracu mai apărut și asta? O fantomă? Mamă cât de tare și asta. Avem fantome pe aici, super minunat. Îl avem și pe Alvin care nu face nimic, mai nimic. Și ce pana mea, nu putem să luăm. Ce să mai arunc? Aruncăm asta. Nu putem, trebuie să aruncăm ceva de aici. Dar ce să mai arunc? Nu știu ce să arunc, frate. Hele Grace. Catrice. Da. Lăsăm așa. Lăsăm așa momentan. Nu o să mai stau să mor toate fantomele, că sunt o grămadă aici. Se respawnează oricum. Hai să mergem să terminăm cu misiunile astea, că deja am trecut limita episodului. Cred că ne apropiem de 30 de minute. Să moară tanceta. Avem aici o grămadă de fantome lângă moara asta. Parcă aveam și o misiune pe aici. De aici s-au zgomotele alea ciudate. Adică... Deci cred că o să avem o misiune pe la moara asta, am impresia. Sau ce-o fi? Un castel ruinat și părăsit. Hai, pe unii pana mea, pe aici trebuie să ajung. Așa, amin. Trebuie să trecem în partea cealaltă. Asta e trecătoare, exact ca în Gothic. Un fel de trecătoare ca să te duc în altă lume. Așa, prietenia, să vedem. Aici ar trebui să fie. Da. V-am zis, aici trebuia să fie Abigail, dacă era de partea lui Abigail. Abigail trebuia să fie, nu baba asta, spurcă-te. Hai, pune și asta.
What do you want? I'm here about the devourer teeth. I'll buy 10 if you have them. Yeah. Here, I won't ask what you do with them. Take the gold and don't complain. Am făcut ceva gold, chiar am făcut o grămadă de gold. Vezi în cât gold ne-a dat baba. 150, nu ne-a dat chiar mult. Dar oricum avem aproape 7k. Avem aproape 7k, ceea ce e foarte, foarte bine. Ia, cât avem? 6600. Și misiunea asta de Vodian Priest trebuie să o facem. Și am avea doar de Alf contract. Misiunea aia nu o putem face dintr-un motiv foarte ciudat, că n-am găsit cartea. Am luat toate cărțile, puii mei, nu știu unde găsești cartea aia, dacă știi cineva să-mi scrie acolo în comentarii. Am fost și la Iulian, că el avea toate cărțile cam de prin capitolul ăsta. Dar nu am găsit pur și simplu. Și nu o putem completa. Probabil trebuia să luăm prin alt capitol cartea, să învățăm. I don't know. Dar e o misiune, un contract de Witcher, adică nu era mare lucru, trebuia să omorâi niște fantome, fantomele care le găseați acolo, luați trofeele și să le duceți la un individ. Cam asta e tot ce trebuia să faceți, nu e mare lucru, adică dacă aveți cartea, puteți să o faceți. Mamă, ce drop frame am avut, primul drop frame în Witcher. Super. FPS-uri, cred că e din cauza asta drop-ul, prea multe FPS-uri în jocul ăsta. Trebuia să fie blocat undeva la 60. Any non-humans? Stai așa, frate. A creature looking like a fish with legs appears by the lake. N-am luat misiunea, cred că. The crypt in the fields is home to a beast. It has huge teeth, resembles a dead mother-in-law. Horrible, they say. Any reward for these creatures? Bring proof, and I'll be generous. I killed the fishman. Dear gods. Mamă, 800 de ore ne-a dat. Super. Take your 800 orange and remove that nasty thing. Super, 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 super. Putem juca și zaruri cu ăsta, nu o să jucăm. Any non-humans? Hai, bă, cum ești de aici? Așa. Greeks are a nuisance. Da, prieteni, am completat și misiunea asta. Am primit și 800 de ore. Ne-am făcut bogat 7500. Ceea ce e foarte bine. Nu știu, o să cumpărăm o armură, cred că în capitolul 5, ultima, dacă nu mă înșel. Și da, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe dacă sunteți noi pe aici. Eu am fost Mitică, iar noi ne auzim în următoarele episoade. Ceau, pe curând, v-am pupat, respect, pa, pa!